Mesajul meu poartă titlul Credința și sentimentul de vinovăție. Există un mare om de știință, Sigmund Freud, care spunea că vinovăția este ceva greșit. Și de la el încoace, mulți dintre noi am auzit încă din copilărie predici care ne făceau să roșim de vinovăție, uneori la cina Domnului ni se spunea Domnule, trebuie să te cercetezi, Aoleo, ai problema aceea, n-ai voie să iei, și așa mai departe. Mulți am crescut așa cu un sentiment de vinovăție. Și ne întrebăm de multe ori, Domnule, de ce trebuie să ne simțim vinovați? Ce, mergem la biserică să ne flageleze pastorul de acolo, să ne spună că de păcători suntem? Păi ce, noi nu știm câți de păcători suntem? Ce tot ne mai zice atâtea că uh, vrea să ne simțim vinovați? Într-un alt recul vine astăzi de psihologia și chiar teologia modernă care spune domnule, nu ești tu vinovat. Cândva în copilăria ta ai avut o traumă, de aceea se întâmplă ce se întâmplă astăzi. Așa că sentimentul de vinovăție este total nepotrivit. Tu trebuie să fii tot timpul ca o floricică așa zâmbitor. Domnule, dacă mai vine câte un gând așa, nu, alungă-l. Tu trebuie să fii pozitiv. Tot timpul să fii pozitiv. Gândirea pozitivă. Nimic din ceea ce este rău n-ar trebui să-ți brăzdeze sufletul. Trebuie să fii tot timpul optimist, tot timpul bucuros când apare câte un sentiment de vinovăție. Domnule, alungă repede că asta e toxic. Asta e o chestie toxică și te, te strici la suflet. Cum stau lucrurile cu adevărat? aș cataloga prima variantă șanțul din stânga iar a doua variantă șanțul din dreapta Unii zic că mai bine pe șanțul din stânga, alții zic că mai bine pe șanțul din dreapta. Cuvântul lui Dumnezeu însă este foarte echilibrat și vreau să găsim drumul în seara aceasta. De aceea aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură și înainte să vă spun de unde vreau să citim, aș vrea să vă adresez o întrebare. Este important pentru dumneavoastră, atunci când o persoană dragă pleacă, fie că pleacă în America, fie că pleacă din viața aceasta, să vă amintiți ultimele ei cuvinte? Domnule, ce a zis? De curând a murit omul de afaceri Silviu Prigoană. Îi datorez, într-un fel, intrarea mea în televiziune, că pe vremea lui am intrat și eu la realitatea, împreună cu Mihai Gâdea am început să facem niște emisiuni în anul 2003, dacă mi-aduc bine aminte. Sunt vreo 21 de ani de atunci. Și am rămas așa cu un sentiment amar pentru faptul că omul acesta a murit destul de tânăr, și am observat această tendință a societății românești să vadă care au fost ultimele lui cuvinte, care a fost ultimul lui interviu. Iată, ultimul lui interviu are peste 700.000 de vizualizări. Pentru că oamenii au fost curioși să vadă, domnule, ce a zis și -a, și a simțit cumva moartea așa. E foarte important să știi cam ce a zis cineva atunci când se desparte de tine, când pleacă într-o altă țară îndepărtată sau când părăsește viața aceasta. Ceea ce vreau să vă citesc în seara asta este un discurs al lui Isus, o parte mică dintr-un discurs al lui Isus, exact înainte de moartea lui. Și aceste cuvinte cred că au valoare testamentară, mai ales că vorbesc despre niște soluții, cuvintele acestea. Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Ioan, capitolul 16, Ioan, capitolul 16, de la versetul 7 la versetul 13, se află câteva cuvinte care vorbesc despre un personaj pe care Domnul Hristos li prezintă și haideți să citim împreună ca și când am citit aceste cuvinte pentru prima dată. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată. În ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acestea este judecat. Mai am să vă spun multe alte lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni mângăitorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Am împărțit mesajul în această seară în trei momente care încep cu aceeași literă. În primul rând vom vorbi despre venirea mângătorului. Venirea mângătorului. Ca să vină mângătorul, Duhul Adevărului, Duhul Sfânt, Domnul Hristos spune, eu trebuie să plec ca să vină Duhul Sfânt. Cine este Duhul Sfânt? Este o întrebare care persistă în mintea multor oameni. Unii se supără atunci când în Doctrinele bisericii noastre se stipulează clar că Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii. Poate mai corect spus ar fi o a treia personalitate a Dumnezeirii, pentru că noi în mintea noastră limităm ideea de persoană la ideea de corp. Iar atunci când ne imaginăm pe Tatăl, ne imaginăm ca pe cineva cu barbă albă și cu ă, statură de a sta pe tron, pe Isus ne imaginăm ca pe cineva așa cum l-am văzut prin filmele americane, Robert Paul sau James Clavezil sau, știu eu, Bruce Marciano. Dar când vine vorba despre Duhul Sfânt, avem niște probleme, pentru că ne aducem aminte că a fost niște limbi ca de foc, a fost în chip de porumbel, apoi citim în Apocalipsa unde există un, un sfeșnic acolo cu șapte brațe, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, deja avem o problemă și nu știm exact cum să distingem. Dar astăzi Vreau să vedem cine este Duhul Sfânt și ce înseamnă venirea aceasta a mângâietorului. Deschideți împreună cu mine, dăm o pagină în spate. Ioan capitolul 14, versetul 16 spune așa. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac și anume Duhul Adevărului pentru care lumea pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. În voi. Da, este adevărat că noi cu mintea noastră limitată nu putem pricepe în profunzime dumnezeirea. Unora nu ne place cuvântul Trinitate. Nu e nicio problemă să-l folosim pe cel de dumnezeire. Nu știm exact cum stau lucrurile în Dumnezeu, dar știm că Tatăl este Dumnezeu, știm că Fiul este Dumnezeu, iar Duhul este cineva ca Isus pe aceeași treaptă cu Isus, alt mângâietor, adică Isus este un mângâietor sau un paracletos, cum zice în limba greacă, adică un apărător, un ajutor, Isus pleacă și vine alt cineva, alt mângâietor, de aceeași înălțime cu Domnul Isus Hristos. De unde știu că este de aceeași înălțime? Pentru că dacă dăm înapoi pagina la ceea ce am citit, Versetul 13 din capitolul 16, Ioan 16 cu 13, spune că Duhul adevărului are să vă călăzească în tot adevărul. În tot adevărul. Dacă Duhul Sfânt n-ar fi atot puternic, atot știutor, el n-ar putea să ne călăuzească în tot adevărul. Spuneți-mi, vă rog, cât fac uh, un infinit plus 1? Cât fac? Un infinit. Da? Cineva infinit, respectiv Domnul Hristos, care este calea adevărului și viața, nu poate fi descoperit în mod plenar decât de cineva tot infinit. Da? Deci, venirea mângăitorului este, dacă vreți, o substituire a Domnului Isus Hristos și noi știm exact la ce se referă Domnul Hristos când ucenicii au fost în camera de sus și într-o dată a venit un vuiet puternic după ce i-au mijlocit în rugăciune, 50 de zile după înălțarea lui, era Maria acolo, mama lui Isus, erau femeile, erau ucenicii și dintr-o dată a venit în mod plenar Duhul Sfânt și le-a dat un dar. Un dar extraordinar, care însemna un dar supranatural al vorbirii în limbi cunoscute de la vremea respectivă. Acest dar a fost turnat mai departe și peste neamuri, ca o asigurare și ca un garant că cine dorește să se implice în predicarea Evangheliei și în transmiterea mesajului nu are dificultăți lingvistice. Dacă Dumnezeu ar fi așteptat ca pescarul Petru să învețe frigiană, ioniană, doriană, greacă foarte bine sau știu alte limbi, probabil că s-ar fi întârziat foarte mult predicarea Evangheliei, dar Duhul lui Dumnezeu a venit și a făcut, dacă vreți un revers al Turnului Babel. Când oamenii au dorit să construiască Turnul Babel, ce spune Biblia că s-a întâmplat? Dumnezeu le a încurca limbile. Iată că Duhul lui Dumnezeu face în așa fel încât oamenii să audă fiecare în limba lui, dacă vreți reversul turnului Babel. Și această putere le-a fost dată ucenicilor. Mi se pare extraordinar cum Dumnezeu ne descrie această lucrare extraordinară a Duhului Sfânt și nu numai uh, o putere este Duhul Sfânt ci, o să vedem și mâine dimineață când aflăm mai multe despre asta, Duhul Sfânt este o prezență. Duhul lui Dumnezeu este o mângâiere. Duhul lui Dumnezeu este cineva care va pecetlui, va sigila pe copiii lui Dumnezeu. Cum putem să simțim Duhul Sfânt? Unii zic, domnule, simțim ca o înduire, ca un îndemn. Aș vrea să vă povestesc într-o noapte. Unele dintre cele mai frumoase clipele mele cu Dumnezeu sunt atunci când plec cu mașina la Arad spre părinții mei. Noaptea. Plecam spre Arad și acolo mă rog, Domnului, și mi-aduc aminte de tinerețea mea, de toate lucrurile bune și rele, mai ales pe care le-am făcut, și spun Domnului, Doamne, uite, mi-aduc aminte de asta, dar ajută-mă să curăț viața mea și de altele de care nu mi-aduc aminte. Și în timp ce mă rugam așa, in inima mea, dintr-o dată, nu pot să zic că am auzit o voce, că nu am auzit așa cum vă vorbesc eu. Dar în mintea mea s-a auzit următoarea poruncă. Las-o încet, las-o încet. Ieși de sub podul acela după ce ești din autostradă la București-Pitești, este un pod sub care intri și mergi spre următoarea localitate, ieși semn de sub podul ăla, erau niște curbe și mașina mergea liniștit, aveam vreo 70 la oră, 70-80 la oră, nu era nimeni în față, nimeni în spate, era după 12 noaptea. Și dintr-o dată gândul ăsta, las-o încet, las-o încet. Din instinct, din instinct, ascultând, am pus piciorul pe frână. De la 70 am ajuns la vreo 50, mă apropiam de o curbă, e adevărat. În dreapta era un șanț abisal, că au făcut ăștia șanțuri acolo. Dragilor, un tir, un tir cât toate zilele, depășea pe cineva în curbă și venea înspre mine, am pus frână și mai mult, și s-a strecurat uh, aproape câțiva centimetri între mine și persoana pe care o depășa. Și am înghețat dintr-o dată, nu mi s-a mai făcut somn până la arad absolut deloc. Mi s-a ridicat părul în cap așa dintr-o dată și mi-am adus aminte că cineva mi-a spus, bă, las-o încet, las-o încet. Dacă nu ascultam acel îndemn care eu cred că a venit de la Duhul lui Dumnezeu, nu știu dacă mai eram în seara asta cu dumneavoastră. De aceea... Această lucrare a Duhului Sfânt este foarte importantă în viața noastră și noi trebuie să deschidem minima înaintea Duhului, lui Dumnezeu, să-ne rugăm uh, Domnului să trimită pe Duhul Sfânt să ne conștientizeze. Trimiterea aceasta este foarte importantă. Uh, Creștinii s-au certat uh, uneori uh, se spune în cărțile de istorie bisericească faptul că a fost una dintre <coughs> cauzele mari schisme, că unii ziceau că Duhul pleacă doar de la Tatăl, alții ziceau că Duhul pleacă și de la Fiul și de la Tatăl. Noi nu intrăm în controverse de genul acesta. Oricum, trimiterea Duhului este un privilegiu, dragi prieteni. Pentru că noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, putem să ne deschidem inima și să înțelegem lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră în aceste zile speciale pe care le trăim. După trimiterea Duhului, după venirea mângăitorului urmează un al doilea moment. Vinovăția necesară. Vinovăția necesară. Care este vinovăția? Este necesară vinovăția? Ia uzi ce spune cuvântul Domnului în Ioan 16, versetul 8. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată. Oamenii zic, domnule, nu te mai simți vinovat. Gândește doar pozitiv, nu te mai simți vinovat. Dar, dragi prieteni, în momentul în care Duhul Sfânt ne conștientizează că ceea ce facem nu este bine, această vinovăție este necesară. Nu înseamnă să te tulburi în vinovăție și să intri într-o depresie din care să nu mai ieși și ani de zile, să nu mai poți gestiona situația și există de foarte multe ori în viața noastră momente în care am greșit cu ceva, oamenii ne iartă că am greșit, dar noi nu ne putem ierta și zăbovim acolo până nu mai putem și stăm acolo într-un sentiment de vinovăție cumplit. Nu este bine să facem lucrul acesta. De ce? O să vă spun imediat de ce nu este bine. Dar nici să nu lăsăm inima deschisă ca Duhul Domnului să ne șoptească. Vezi că ai spus o prostie. Vezi? Vezi că cuvintele astea, înjurăturile astea pocăiești, nu te aranjează. Că tu ai impresia că nu sunt înjurături, dar sunt tot înjurături. Uh, fi blând fi bun zice cuvântul lui Dumnezeu în Ionul cu nouă lumină, aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume orice om care vine în lume primește din razele Duhului Sfânt și uh, noi vedem la băiețelul nostru, până la un an a fost un sfânt vă spun așa ceva, n-am văzut nici la cei trei copii mai mari ai mei n-am văzut așa ceva uh, un copil, cum să vă zic eu, de a la toată lumea. Era fericit, Doamne zic, că ăsta ne învață sfințenii acum, la vârsta asta. A trecut de un an, a mai dat de verișori, de nu știu ce. Nu! A mea! A mea! Imediat, întoarce, nu mai. Pac, pleznește unul, pac, îl pleznește înapoi. Ce? Puf! Dar în funcție de răspunsul pe care un copil începe să-l aibă, începe să umble, începe să-i spune, uite, trebuie să fii cu minte, trebuie să fii așa, el fie își deschide inima, fie se încrâncenează. Și creștem și ajungem în adolescență și Domnul îi spune, băi, vezi că e cea mai frumoasă viață e cu Domnul Iisus. Da, 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 da. Dacă zici da și deschizi inima, o să vezi bucurie, o să vezi pace, o să vezi împreună simțire, empatie, o să vezi... Sau, nu, lasă-mă, domnule, că știu eu, am o viață, fac ce vreau cu ea, așa mai departe. Ei bine, asistăm la două tendințe în lumea în care trăim. Prima tendință este desensibilizarea conștiinței. Adică, ce mă? N-ai voie mă să te simți vinovat, nu ești prost să te simți vinovat. Tu întotdeauna ai dreptate. Tu ești cel mai bun, tu ești cel mai frumos. Era o cântare pe vremea comunismului. Cel bun, cel drept, cel mare, cel viteaz. Asta era tovarășul. El nu greșea niciodată. El, el era cel mai iubit fiu al poporului. Întotdeauna, înțelegeți? Această megalomanie pe care ne-o secretă în doze mici uneori satana. Cum adică eu să-mi cer iertare? Dar cine ești măcar? M -m -mă... Cine ești tu de tu n-ai voie să ceri iertare? Cine ești tu? În loc să spui am greșit care e problema? Nu, nu, Duhul Domnului vine și lucrează în viața noastră și dacă, asta este o tendință, de sensibilizarea conștiinței, zice lumea, n-ai voie, și a doua, de personalizarea credinței. Da, e bine să fim în bloc, așa, mântuiți în bloc. Catedrala Mântuirii Neamului. Nu așa zice David, zice Dumnezeul Mântuirii mele. Credința asta este, fie este a ta, fie nu este deloc în 2 Corinteni 5 cu 10 spune că -și toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată lui Hristos și fiecare va primi răsplata după binele sau răul pe care l va făcut pe când trăia în, în trup. Fiecare, fiecare. Așa că, dragi prieteni, este necesară această vinovăție în care Duhul Domnului ne conștientizează. Băi, ai greșit. Uite, ai luat-o într -o din... ai luat-o în păpușoi. Cornel, ai luat-o în păpușoi. Ia revinuți, ia, ia duți conștiința exact în direcția cea bună. Și anume, cu privire la ce ne conștientizează Duhul Domnului? Iată trei lucruri importante cu privire la vinovăția necesară. Va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea, și judecata. Ce înseamnă păcatul, neprihănirea și judecata? Ia auziți că textul ni le explică și multă vreme n-am înțeles, credeți-mă. Dar atunci când m-am aplecat asupra acestui text, mi-am dat seama că este o bogăție extraordinară și de aceea vreau să vă prezint și dumneavoastră. În ceea ce privește păcatul, ia auziți, fiindcă ei nu cred în mine. Cum adică ei nu cred în mine? Da, acesta este păcatul, dragi prieteni. Necredința în Domnul Isus Hristos este păcatul. Înlocuirea Domnului Isus Hristos cu orice altceva este păcatul, în sensul că... Nu știu dacă ați observat, avem și noi o tendință. Tendința noastră este să accentuăm mai mult sabatul Domnului decât pe Domnul sabatului. Noi facem lucrarea Domnului în loc să ne închinăm Domnului lucrării. Aici este problema. Păcatul este atunci când îl dai la o parte pe Domnul Hristos din predicile tale, din preocuparea bisericii, din toate preocupările tale. Undeva acolo roată de rezervă. Doamne Iisus se am pană acum ce fac? Hai roată de rezervă. Repede, punem doamne și mulțumesc. Ăsta este păcatul. Necredința în domnul Iisus Hristos, pe vremea lui Ioan existau o trupă de filozofi numit gnostici. Gnosticismul era în floare atunci și ei spuneau, lasă nule nu credem că Isus este Dumnezeu. E un Dumnezeu mai mic așa. Însă același Ioan, hai să vă citesc ce scrie. În a doua Ioan, că el a scris mai multe epistole și eu cred că este același Ioan. Deschideți împreună cu mine în a doua Ioan, capitolul e un singur capitol, versetul 7. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Oamenii ziceau că Isus nu a, fost, suferit în trup, a fost așa un abur. N-a fost cu, 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 adevărat. Nu, nu, nu crezi în Isus. În venirea, în venirea, în trupa lui Isus ai o problemă, ești amăgitor, ești anticrist. Sunt unii care zic că Isus a venit în 1914 și că a venit în spirit. Asta e păcatul să te depărtezi de Isus. Apostolul Pavel zice, uh, să ne uităm țintă la căpetinea și desăvârșirea cădinței noastre. Asta este focusul nostru. Isus. punctul cel mai însemnat al celor spuse, este că avem la dreapta scaunul de domnie în ceruri pe Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu. El este centrul. Și atunci când uităm centrul, păcătuim. Știți care e mulțumirea lui satana? Să facem orice altceva, dar să nu-L implicăm pe Isus. Noi știm, noi putem. Predici fără Isus, cântări fără Isus, dacă se poate? Am fost dată cu fiul meu al, al doilea la o biserică. Și a reușit un individ de acolo din față să vorbească 45-50 de minute fără să citească un text din Biblie și fără să spună odată numele Domnului Isus Hristos. Și mă întreabă fiul meu, ce-tată, de ce mai ai dus astăzi aici? Și eu că încerca să fiu șmecher, zic că să-ți arăt cum nu se ține o predică. La care zice, nu aveam nevoie să știu cum nu se ține o predică, puteam să stau acasă. Înțelegeți? Aici avem o problemă, dragilor. Zicea Charles Haddon Spurgeon, duceți-mă în orice loc din Scriptură și voi ținti direct la cruce. Voi cerceta Scripturile, zicea Domnul Hristos, pentru că socotiți că nu aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine și Duhul Sfânt este acela care descoperă păcatul. De ce? Pentru că ei nu cred în mine. Ia auzi ce spune în Ioan capitolul 5, versetul 12. Să citim și versetul 11, în Ioan 5, 11. Și mărturisirea este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în cine? Citiți-mă asta tare, în cine e viața? În Fiul Său, cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe fiul, n-are viața. Am întrebare pentru tine în seara asta. Ai tu pe fiul? Poate Duhul Sfânt să-ți vorbească și pentru un păcătos ca mine și să dragul meu, ai focusul de viat. Ai, ai, ai unghiul de fugă uh, într-o direcție. se rod cauciucurile pe dinăuntru. Ia vinul la plan. Vinul la ceea ce spune Dumnezeu. Duhul Sfânt descoperă acest păcat. Păcatul descoperă Duhul Sfânt. Care este păcatul? fiindcă ei nu cred în mine. În Ioan 5 cu 20, extraordinar. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit. Ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Cum am putea noi să evităm acest lucru? Satana este foarte mulțumit dacă noi nu includem în preocupările noastre esența. Persoana Domnul Iisus. Ce ne mai descoperă Duhul Sfânt? Păcatul. Cine ne mai descoperă? Neprihănirea. Ia, zis, înapoi. Ioan, capitolul 16. Neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Nevăzându-l pe Iisus, neavându-l în fața ochilor, nu putem să fim neprihăniți. Pentru că neprihănirea înseamnă privirea la Isus Hristos. Un moment interesant din istoria poporului Israel, la un moment dat, toată ziua vociferau. Doamne dăne, Doamne făne, ne-ai scos Moise din Egipt, ne-ai lăsat la uh, hrana asta proastă. Hrana aia proastă se făcea în laboratoarele cerului de către îngeri. Nu mai avem noi oale noastre cu carne, cu pești, cu praz, cu ceapă, cu usturoi. Ua, ua. tot așa. Și Domnul zice, bă, dacă nu vreți să fiu eu ghidul vostru, gata mă, ridic mâna un pic de deasupra voastră să vedeți ce se întâmplă. Și au venit niște șerpi veninoși. Au început să-i muște pe capete, mureau pe capete. Oamenii au început să zică, Moise, ce facem Moise? Moise a strigat către Domnul. Domnul a zis, fă un șarpe de aramă, înalță într-o prăjină, cine va privi spre șarpele de aramă, va trăi. Eu am întrebat de multe ori, de ce nu un miel de aramă? De ce șarpe de aramă? Pe cine reprezenta acel șarpe de aramă? Acel șarpe de ramă prezenta prihana mea, păcatul meu. Și zice Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihăniri lui Dumnezeu în el. De ce? Pentru că noi trebuie să ne uităm la Domnul Hristos ca să fim neprihăniți. Nu avem nicio șansă. Cu faptele noastre bune, cu apucăturile noastre, cu um, o filozofie comportamentalistă, doar să învățăm cum trebuie să procedăm. Fii atent, când intri în biserică, zâmbești cu dinții, întinzi mâna, zici pacea Domnului. Hai, frumos! Am moștenit cu toții, am învățat acest comportament. Nu despre asta este vorba. E vorba despre neprihănire, care se poate obține într-un singur sens. Ochii la Domnul Hristos. După cum a înălțat Moise șarpele în puștie, a zis Domnul Iisus Nicodim, așa va fi înălțat și fiul omului. Ce ai tu în fața ochilor tăi ca să obții neprihănirea? Pentru că pe Domnul nu mai vezi acum, El nu mai e printre noi, dar Duhul Sfânt ne îndeamnă să ne uităm tot spre Domnul Hristos. Și știți, m-am gândit de multe ori, oare ăștia care au fost mușcați de șerpi, cum se uitau la șarpele acesta? Și m-am gândit în felul următor, știți că șarpele a fost pus în mijlocul taberei, la mijloc, și unii erau mușcați pe, pe mărgini și veneau și se târau și se uitau cu singura speranță care le-a mai rămas, pentru că ei nu erau puși în situația să se uite cu o privire nereverențioasă. "Oh, uite cum am mor dacă să nu mor. Oh, uite acolo. Nu, 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 nimeni nu face așa." Ci cu ultima speranță a vieții lor se uitau și ziceau: "Singuri murim. De aceea trebuie să ne uităm la cel care este salvarea." Așa trebuie să gândim și noi, dragi prieteni. Domnul Hristos nu este printre noi, dar a trimis pe Duhul Său care ne aduce aminte despre faptul că noi putem să fim neprihăniți uitându-ne la Cel care nu poate fi văzut astăzi, dar la care ne putem uita de pe paginile Sfintelor Scripturi. Păcatul, neprihănirea și, și judecata descoperă Duhul Sfânt. Ce ne descoperă Duhul Sfânt în legătură cu judecata? Auziți ce zice? Fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Cum adică noi nu suntem judecați? i au zis ceva foarte interesant, ce am descoperit. Deschideți împreună cu mine Biblia în Ioan capitolul 5. Ioan capitolul 5 de la versetul 21 zice așa. <coughs> în adevăr, după cum tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și fiul dă viață cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, și toată judecata a dat-o fiului. Pentru ca toți să cinstească pe fiul, cum cinstesc pe tatăl. Cine nu cinstește pe fiul, nu cinstește pe tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și, și nu vine la judecată, ce a trecut din moarte la, la viață. Judecata celor sfinți se face acum. Când vine Domnul Hristos, să dă o sentință, atunci nu mai vine la judecată. Judecata o face Dumnezeu pentru cine? Să vedeți pentru cine. În Apocalipsa, capitolul 20. Iată, pentru cine a fost pregătită această judecată drastică? Apocalipsa, capitolul 20, versetul... 9. Și ei s-au suit pe fața pământului, au înconjurat tabra sfinților și cetatea prea iubită, dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi muncit zi și noapte și în vecii vecilor. Versetul 14. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc și iazul de foc este moartea a doua. El este judecat, dragi prieteni. Satana este judecat și satana va sfârși în felul acesta. Cred că nimeni nu vrea să îl întovărășească în această situație. Ar fi un nonsens, dragi prieteni, dacă n-ar fi așa. Toate ororile istoriei, toate crimele pe care le-au făcut oamenii, vor avea o răsplată și Dumnezeu va face dreptate. Dar Duhul Sfânt ne conștientizează că stăpânitorul lumii acestea va fi judecat. Și în curând, în curând, lucrul acesta se va întâmpla. Și lupta aceasta, și nedreptatea aceasta, și durerea, și mizeria, și dramele acestei luni, și traumele care sunt, se vor sfârși. Duhul Sfânt ne aduce aminte cu privire la lucrul acesta. De aceea, vinovăția este necesară. Nu trebuie să intrăm într-o adâncă depresie. Și trebuie să înțelegem că atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, dacă ne mărturisim păcatele, El este nicio și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și în momentul în care facem asta, avem asigurarea că El ne curățește și suntem neprihăniți. Dar trebuie să conștientizăm că răul este rău și binele este bine. Al treilea lucru, după venirea Mâncătorului, după vinovăția necesară, este viziunea corectă. Viziunea corectă a Domnului Isus Hristos. Și acum vreau să vă citesc această viziune corectă. Ce mare înțelepciune are Dumnezeu. Ioan, capitolul 16, ultimele două versete pe care le-am citit la început sună așa. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Că cel nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Aceasta este viziunea corectă. Dumnezeu n-a pus pe umerii noștri mai mult decât putem duce. Imaginați-vă că le-ar fi zis apostolilor, băieți, uite care treaba, eu o să mor, o să înviez, voi o să fiți chinuiți, o să muriți, o să treacă încă 2000 de ani și eu nu o să mă întorc. N-ar fi putut duce aceste lucruri. Și viziunea corectă este ca Domnul să-ți descopere adevărul încetul cu încetul și lucrurile care se vor întâmpla să le descopere prin Duhul Sfânt. Și Pavel zice la un moment dat că și însuși Domnul cu un strigăt, cu trâmbița lui Dumnezeu și cu glasul lui Arhanghel se va pogrâni din, din, cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii. El credea că va prinde venirea Domnului. Dar Duhul Domnului a descoperit și în a doua 3 capitolul 4, zice am luptat lupta cea bună, mi-am sprevit alergarea, de acum mă așteaptă coruna neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul și nu mai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui, el știe că va muri și Domnul Iisus nu va veni. Dragi prieteni, eu cred că vine Domnul în timpul vieții mele. Dar n-aș vrea ca Domnul Hristos să-mi spună cu adevărat că va trebui să trec prin moarte sau nu. Eu sper dar aceasta este viziunea corectă. Ce bine că Domnul nu ne descoperă lucruri pe care nu le putem purta. Ce bine că Duhul Sfânt este acela care ne descoperă încet, încet toate lucrurile. Dragi prieteni, vă rog mult să chemați puterea Duhului Sfânt în viața dumneavoastră. Doi tineri stăteau și ascultau zgomotul imens care se aude la Cascada Niagara. A fost cineva? A fost cineva între noastre la Cascada Niagara? Ați văzut-o? N-am fost. Dar am auzit că zgomotul ei... Ramon, ai fost? Ramon a fost. Știa eu ceva. Am auzit că zgomotul ei se aude de la o depărtare de 20 de kilometri. Imaginați-vă ce zgomot uriaș, ce ce cădere imensă de apă. Și doi tineri se uitau la marea cădere de apă și unul a zis, zice, asta cred că este cea mai mare forță de pe lume neexploatată încă. Se referea probabil la faptul că nu s-a făcut o hidrocentrală acolo uriașă, să facă curent pentru toată America și Canada, așa mai departe, la care prietenul lui s-a uitat și a zis, greșește. Cea mai mare forță de pe lume neexploatată încă este puterea Duhului Sfânt. Dragi prieteni, în această seară, mă invit să deschidem inima înaintea Domnului și să spunem, Doamne Iisuse, trimite Duhul Tău peste noi, peste cugetul nostru, să ne aducă aminte de problemele noastre, să nu zicem niciodată că răul este bine și binele este rău. Să putem avea pe Domnul Hristos în centrul vieții noastre. Să putem avea viziunea corectă cu privire la viața noastră. Și să putem să fim într-o zi împreună cu El în Împărăția Lui Amin